give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Și uite-te și tu cât de simpatii sunt cu asta. Give me, give me, I'm worth it. Dă-te mă la o parte să mă văd și eu în oglindă. Așa am făcut. I'm worth it. Orice ținută pe care o alegeți trebuie să aibă o încălțăminte spectaculoasă care să o pună în evidență. Diana Dumitrescu știe foarte bine acest lucru, așa că am zăbovit ceva vreme pe la raionul de pantofi. Din câte am auzit eu, se poartă foarte mult pe ținute culorile de roșu, verde închis, de la roșu derivatele spre maro. Despre încălțăminte, aici variază. Uite, apropo de pantofi, ăsta este modelul lansat de mai multe branduri foarte mari care se poartă în această toamnă. În colecțiile de toamnă se regăsesc din belșug broderiile. Acestea au fel și fel de forme și interpretări. Mare atenție însă, ele trebuie să aibă o legătură între ele, ori de logică, ori de natură. De broderii ce zici? Sunt destul de dificil de purtat, dar sunt o piesă, tocmai culoarea, materialul, broderia, îi face o piesă de rezistență. Ba, măsura nu e bună, ba, nu sunt decupați cum își dorește. Așa e în general. Alegerile Dianei au costat-o în jur de 1000 de lei. Acele două perechi și probabil că o să apelez la creator să-mi facă unele, o pereche de cizme pe măsura piciorului meu. Trecem și la haine. Aici Diana Dumitrescu este întâmpinată de propuneri care mai de care mai interesante. Cămașii de genul ăsta. Manimeri perfect. Este da, manimeri perfect. Mai clasică. Pantalon și... de piele. Exact. Cu plovor deasupra și cu ce sunt eu încălțată, ia ce zici. Care ajunge astfel de ținut? Păi facem un calcul. De exemplu, cardiganul costă 368 de lei. Cămașa 230 de lei, iar pantalonii 230 de lei. 1000 de lei. Exact, de lei. Da. Nu e tocmai un preț pentru orice buzunar, însă, sigur, vă puteți inspira din aceste imagini. De asemenea, trebuie să știți că... Se poartă paltoane, se poartă paltoanele foarte lungi, sunt din nou în modă mănușile. Hai să zicem că m-aș îngadra undeva la 1500 de lei.